Votează legal. Persoana care votează de două sau mai multe ori. Introduce în urnă mai multe buletine de vot. Oferă unui alegător bani, bunuri sau alte foloase. Riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Sesizează infracțiunile electorale la 112. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Românii își aleg astăzi președintele. Peste 18 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne pentru a vota unul dintre cei doi candidați înscriși în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7 și se vor închide la ora 21. Au ieșit la vot încă de la primele ore ale dimineții. Ca de obicei, la Măgiria, cei mai conștiincioși alegători s-au dovedit a fi pensionarii. Oamenii spun că au venit să voteze pentru un viitor mai bun al României. În primul rând, o datorie civică pentru viitorul copiilor. Guvernul care vine la pupitru după președintele ales să ne creeze locuri de muncă pentru tineret. Atât tinerii cât și vârstnicii spun că este important să te prezinți la vot. Dacă tinerii așteaptă locuri de muncă și salarii mai mari, bătrânii votează pentru viitorul copiilor și al nepoților. Ăsta care va fi președinte să facă ce s-a făcut pe timpul comunismului în România. Președintele țării se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Este declarat ales candidatul care obține majoritatea voturilor de la alegătorii înscriși în listele electorale. Și pentru că este vorba despre un drept constituțional, cetățenii sunt așteptați la urne până la ora 21.